Anul 2024 nu pare a fi unul favorabil tranzacțiilor imobiliare în Maramureș, sau cel puțin nu deocamdată. Numărul contractelor de vânzare-cumpărare stagnează și chiar se poate spune că are un trend descendent, după părerea reprezentanților Oficiului de Cadastru. În mod cert, la începutul anului 2024, având în vedere evoluția și politicile care au fost adoptate, pentru o perioadă de timp se va manifesta o scădere în ceea ce privește vânzările apartamentelor, respectiv mai ales a apartamentelor valoroase. Dar consider eu că până la sfârșitul anului, este opinie personală, nu se vor manifesta fluctuații care să determine schimbări importante în atitudinile cumpărătorilor, respectiv vânzătorilor. Unul dintre motive ar fi creșterea taxei pe valoare adăugată pentru construcții și apartamente noi, însă piața imobiliară își va reveni după jumătatea anului, pe măsură ce oamenii acceptă noile tarife și fac rost de bani. După ce cetățenii se vor obișnui cu noul sistem și vor acumula sumele necesare, se va intra într-un ritm normal, obișnuit pentru piața din județul Maramureș. Dacă privim înapoi la anul 2023, se poate spune despre piața imobiliară din Maramureș că a avut fluctuații normale. A crescut pe timpul lunilor iulie-august și în perioada sărbătorilor pascale și de iarnă, ceea ce se întâmplă în mod obișnuit în fiecare an.